Guvernul condus de Ion Chicu are planificat o agendă încărcată și plină de evenimente importante pentru anul 2020, așa precum este prevăzut în planul de acțiune al guvernului votat anterior. În acest context, prim ministrul a convocat astăzi prima ședință a cabinetului de miniștri din acest an. În plus Chicu a promis că anul va fi unul fructuos și reușit, pentru că guvernul va trebui să lucreze fără întrerupere, doar astfel poate obține rezultatele atât de așteptate de cetățenii țării. Anul va fi de succes, vă asigur, pentru că se va munci din greu, atât la nivel de administrație publică centrală, cât și locale. Sper și alții să muncească mult, pentru că este absolut necesar. Activitatea Guvernului se va baza pe planul de acțiune al Cabinetului de Ministri adoptat anterior. În acest context, premierul a solicitat ca pe pagina oficială a instituției să fie publicat un mecanism special care va permite cetățenilor să monitorizeze în regim online toate acțiunile întreprinse de Guvern. În plus, șeful Cabinetului de Ministri a solicitat restabilirea colegiilor ministeriale. Ședințele lărgite ale colegiilor ministerilor. În ministerie există colegii care noi ne-am înțeles că dumneavoastră o să le restabiliți, să resuscitați. Vreau să vă rog, pe parcursul lunii februarie, în fiecare minister, să petreceți ședința lărgită a colegiului cu cel puțin două puncte pe ordine de zi. Raportul de activitate în 2019, și, bineînțeles, planul pentru 2020. În același timp, Ion Chicu a declarat că intenționează să participe la fiecare ședință lărgită a colegiilor ministerelor.